mă îmbucură doar în ceea ce privește pe Daniel Onoriu, căruia i-am adus un interviu zilele trecute. Ei bine, Daniel Onoriu urmează să devină bunic săptămâna viitoare, deoarece fiica lui este însărcinată și poate că de aceea s-a și recăsătorit a treia oară ca nou născutul să aibă și eu o bunică în prezent, adică mă refer la, la doamna Cătălina. Ei bine, noi am avut o transmisiune directă cu Daniel Onoriu și nu o să ne povestească despre bucuria celei de-a treia căsnicii, despre bucuria de a deveni bunic. El a avut anumite războaie personale, cărora, mă rog, eu personal nu le văd sensul. Dar să sperăm că această a treia căsnicie cu doamna Cătălina îl va duce cu picioarele pe pământ și îl va trezi la realitate. Ca a treia e cu noroc de fiecare dată și mă rog, poate că și problemele din viața lui se vor fi terminat odată cu apariția celui de a treia partenere. Doamne ajută să fie într-un ceas bun. Iubirea la vârsta a doua, așa s-ar traduce dragostea dintre Daniel Onoriu și cea de-a treia lui soție Cătălina. Se sărută prin parcări, fac plimbări nocturne cu mașina. Ușor, ușor se întrevede un cuplu care va capta atenția. Iată ce declară proaspăt doamna Onoriu, care a lăsat viața tihnită din Belgia pentru o existență agitată lângă fostul pilot de curse. Doamna Cătălina Onoriu, în primul rând, casă de piatră și vă rog să primiți acest buchet de flori din partea echipei, un șoc păcătos. Mulțumim din suflet, mii de mulțumiri tuturor. Spuneți că sunteți foarte, foarte fericită, nu? Da, într-adevăr, sunt foarte fericită. Sunt și foarte obosită. Toate treburile pe care le-am avut, iar astăzi am început o zi normală. Spuneți-vă, rog, câți invitați ați avut la petrecerea de după cununie civilă? Deci nu am avut decât câțiva prieteni foarte apropiați. Iar în total cred că am fost vreo 30 de persoane, sunt familiile. Doamna Cătălina, sunt de foarte, foarte curioși și, într-adevăr, opinia publică este foarte, foarte interesată de această poveste de dragoste. Cum a început? De când a început? Suntem împreună de un an de zile, că am considerat amândoi de comun acord că este mult mai bine să nu se știe. Iar acum, pentru că am hotărât să mergem la starea civilă, era normal să se afle și suntem aici. Da, din câte mi-a spus, ați terminat o facultate. Da. Ce profil, vă rog? Finanțe și bănci. În Belgia sau nu? Da, pe teritoriul Belgiei. Sunteți cetățean belgian? Sunt cetățean belgian, sunt rezident definitiv. Și când, în ce an ați început să derulați afaceri în Belgia? Da. Și mai exact în ce oraș? Locuiesc în Antwerpen. Acolo sunt de când m-am stabilit pe teritoriul Belgiei, iar afacerea am făcut întotdeauna. Numai că în ultimii 20 de ani afacerea a avut un succes și societatea pe care o am s-a dezvoltat mult mai mult. Doamna Cătălina, spuneți-vă, vă rog, în cadrul acestei firme de curățătorie industrială, câți angajați aveți? 20. Este o firmă care are un număr de angajați satisfăcător, pot spune, pentru că pe teritoriul Belgiei, nu știu dacă dumneavoastră știți, majoritatea sunt independenți, deci fiecare lucrează pentru el. Foarte puțini oameni lucrează pentru el. Doamna Cătălina, spuneți-mi, îl cunoașteți de mult pe Daniel? Personal nu ne cunoaștem. Din copilărie era normal, pentru că era pilotul Daniel Onoriu. Suprem al planetei. Nu am avut tangență decât numai ocazional, să spun. Eu fiind plecată, deci chiar nu am mai avut cum să avem ocazia să ne întâlnim. Dar accidentul nepoțelului meu și faptul că nepoțelul meu împărtășește aceeași pasiune ca și Daniel. Ce vârstă are nepotul nostru? Nepoțelul meu are 31 de ani. Așa, am înțeles că a avut și un accident de mașină. A avut un accident de mașină foarte grav. Eu, știind că el încă mai practică acest sport pe diferite circuite,
Am considerat că Daniel este singurul om care îl poate iniția și care îl poate învăța și spune că viteza ucide. Spuneți-mi, vă rog, doamna Cătălina, ce impresie v-a lăsat Daniel atunci când l-ați întâlnit prima dată? Nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți expresia, cunosc foarte multe persoane și foarte puțini oameni. Pentru mine Daniel este omul care merită să îi dau tot ceea ce eu am. Deci putem spune clar și răspicat că sunteți îndrăgostită de Daniel. Sunt îndrăgostită de Daniel. Voi avea și eu talent dacă s-a îndrăgostit de mine. Da, sunt îndrăgostită de Daniel. Cum l-ați descrie pe Daniel Onoriu? Bărbatul ideal. Bărbatul de care m-am îndrăgostit. Da. Iar o femeie îndrăgostită nu poate spune și decât atât. Și eu cum sunt pentru tine, recunoaște public. Este un bărbat extraordinar. Deci nu mai pot de ea, gata, mi-a luat viața. Pentru mine personal. Doamnă, puteți să-l caracterizați un pic pe Daniel Onoriu? Este un bărbat fermecător, un bărbat dificil, un bărbat, eu știu, atent? Este un bărbat foarte atent, este un bărbat foarte amuzant. Cum? Glumim în permanență. Are foarte multă răbdare cu mine, pentru că eu sunt la stadiu de elev în prezent și din cunoștințele lui îmi împărtășește și mie. Adică sunt iar eu dată... maxim, dar și e calificată, dar eu sunt șeful ei. Adică regelei, cum ar fi leu. Ea e leuaică, eu sunt leu. Repet întrebarea și mă repet chiar și de 3-4 ori, pentru că nu am înțeles anumite lucruri. Are răbdarea de a-mi explica și a-mi arăta până înțeleg. Este într-adevăr un bărbat foarte răbdător. În ciuda faptului că el este mai agitat, Daniel. Mi-a zis să facem contract de la prenupțial și refuzăm, refuz și refuză. Deci nu vreau eu să facem, frate. Am încredere supremă în ea. E adevărat, doamnă? Este perfect adevărat. Cine a fost cu ideea acestui act prenupțial? Eu am fost cu ideea acestui act prenupțial pentru că s-au speculat anumite lucruri și am spus ca să evităm, haide să facem un contract prenunțial. Femeia asta, băi frate, deci n-am văzut așa ceva niciodată, deci, în viața. Deci chiar Daniel a fost fătuit pe rețelele de socializare să facă contract prenunțial. După acest interviu realizat în parcarea unui supermarket, cei doi se pierd în negura nopții pentru a-și ostoi focul dragului.